Counter-Strike avem un alt meci, este o confruntare pe care o să o analizăm ceva mai târziu la Supercota zilei, însă acum discutăm despre un duel din Liga Rezervelor din Belarus. Mâine la ora 15 avem confruntarea dintre Neman Grodno și Belșina Bobruisk. Haideți să vedem și cotele la această partidă. Pentru victoria lui Neman Grodno avem cotă 1.28 la egal 5 și pentru victoria oaspeților cotă 9, o cotă foarte, foarte mare, ceea ce subliniază faptul că Neman Grodno nu este favorită clară. Alte cote, 1 și peste 2.5 goluri, cotă 1.75, exact un gol în prima repriză, cotă 2.60 și scor corect 2-1, cotă 7. Iar pontul redacției pariu12.ro pentru această partidă este, ambele marchează, cotă 1.73. Alex, ce așteptări ai tu de la această partidă și dacă ai un pont separat de cel al colegilor noștri? Sunt de acord cu pariul pe ambele marchează, pentru că în această Liga Rezervelor din Belarus vedem deseori acest pariu GG câștigător. Diferența de valoare e clară, asta se vede și în cote, și am căutat un pic despre echipa lui Neman. Am găsit ceva foarte interesant în presa baltică. Neman este una dintre echipele cu cele mai mari loturi din Belarus. Au foarte mulți jucători sub contract, atrag, ca să spunem așa, talent local. Și având un lot foarte mare, ei trimit deseori jucători de la echipa de senior la echipa de rezerve. Drept urmare, Neman mereu se bate pentru titlu în liga de rezerve. Însă primește goluri cu ușurință atunci când câștigă lejer. Poate suna un pic ciudat. M-aș gândi la un 3-1, 4-1 pentru Neman ar fi pariul ideal. Deci acea combinație de victorie, gazde și peste 2.5 goluri mi s-ar părea poate un pic mai atractivă decât pariul ambele marchează, în ideea în care poate Neman va termina fără gol primit. Dar ambele propuneri stau în picioare din punctul meu de vedere. Da, sunt mesaje interesante. Cosmin scrie, este ziua 28 fără Liga 1. Mi-am trimis copilul afară și l-am chemat înapoi după 15 secunde să-mi aduc aminte de Dan Petrescu. Cosmin, foarte interesante aceste mesaje și așteptăm în continuare. Ce-i drept, ne-am dorit la un moment dat cât mai repede să se termine acest jurnal al tău, dar altfel e foarte, foarte inspirat și ți-am zis, notează-le undeva, pentru că poți scoate o broșură, sper să fie cât mai subțire, cu amintiri din timpul coronavirusului. Depinde foarte mult de deciziile guvernamentale, cumva, pentru că știm cu toții că Liga Profesionistă face tot posibilul ca Liga 1 să se reia cât mai repede, adică în momentul în care se va da liber la fotbal, ca să spun așa, cu siguranță se va relua și Liga 1. Da, depindem ce să facem de unii care au puterea până la urmă, chiar dacă nu prea știu ce să facă cu ea sau ce să facă cum trebuie până la urmă. În fine, ne întreabă Mihai că nu a găsit încă cursele de cai de care vorbim în emisiune. O să discutăm curând și despre cursele de cai.